Asta o să desenăm azi. O piramiduță frumoasă la un punct de fugă. Astăzi o să desenăm ceva fain. O piramidă la un punct de fugă. Trasăm linia orizontului cu creion HB. Adică ne trebuie un creion HB, 1.6B, o radieră și un liniar. Am trasat linia orizontului, marcăm punctul de fugă, undeva pe aici, o linie din punctul de fugă aici și una aici. Bun. Acum, o linie orizontală aici. Măsurăm lungimea liniei orizontale, care este de 5 cm și facem 5 cm pe linia asta. Undeva pe aici, un pic. Nu, așa facem. O să desenez un pătrat. Păi da, bine, facem 5 cm pe linia asta, că nu are mare importanță. 5 cm pe linia asta, o linie orizontală, uite așa. Deci, de aici până pe linia aia, oi. Hai că nu facem chiar de aici, din capăt, de aici, de undeva. Stai că, nici de aici, de aici o facem. Așa. Bun, și ștergem astea. Și acum calculăm centrul ăsteia intersectând colțurile, adică facem așa și facem așa. Și din punctul ăsta unde se întâlnesc astea două, facem o linie verticală în sus. Și din vârful liniei astea câte o linie către fiecare colț al dreptunghiului să ce-o fie asta. Una aici. Una aici. Una aici. Și una aici. Și acum o să șterg linia asta care am ridicat-o, fiindcă nu ne trebuie, și diagonalele o să le șterg. Așa. Și îngroșăm liniile care se văd în realitate, adică astea două din pătrat și astea trei din piramidă. Deci. La un punct de fugă. Ce da. Ziceți de ea? Seamănă cu piramida din Egipt. Așa, este o piramidă foarte frumoasă. Asta este punctul de fugă. Nu trebuie neapărat să le notăm, dar eu prefer să fac asta ca să știți voi ce e aici.